Lovitură dură pentru rudele victimelor lui Vlad Pascu, tânărul drogat care a ucis cu mașina doi studenți în 2 mai. Noul magistrat îl judecă tot pentru ucidere din culpă și nu pentru omor calificat cum ceruseră familiile. La termenul de azi, judecătorul a fost de acord doar cu solicitarea supraviețuitorilor de a trece printr-o expertiză medico-legală, pentru că au rămas mutilați pe viață. Procesul s-a amânat până în august, când de altfel se va comemora un an de la tragedie. Vlad Pascu a stat din nou față în față cu familiile tinerilor pe care i-a ucis. A venit tuns îmbrăcat în blugi cu cămașă, sacou de firmă și o cravată vișinie. Vlad Pascu, un om care stă cu capul în jos. Nu are curajul să vă cuvească. Somn nicio formă. Părinții lui Sebi și ai Robertei, tinerii uciși de șoferul drogat, spun că sunt resemnați și nu cred că îl vor vedea vreodată plătind pe Vlad Pascu pentru moartea copiilor lor. Noua judecătoare, în care își puseseră toate speranțele, a respins cererea de schimbare a încadrării juridice din ucidere din culpă în omor calificat. Legile din țara asta că sunt făcute să nu fie respectate de oamenii cu bani, încă o palmă dată. Ultima șansă noastră, apelul, da, sunt sunt speranțe mici. La noi, în țară, cei care au banii conduc. Legile sunt făcute pentru ceilalți. În sala de judecată, magistratul a precizat că nu s-a împărțit încă dreptatea. Nu înseamnă că procesul s-a sfârșit, că cineva a pierdut și ci cineva a câștigat. La termenul de astăzi, un apropiat al familiei lui Sebi a povestit calvarul prin care trec părinții băiatului omorât. Ei nu mai au viață deloc. Nu există să treci pe această tragedie. Se trezesc dimineața, se duc la servici ca niște roboți, merge întâi la Sebi, nu merge la cimitir, merge la Sebi, după care se duce la servici seara. În fiecare seară ei sunt la, la servicii. Avocații supraviețuitorilor au cerut o expertiză medico-legală. Copiii care au rămas în viață vor avea uh, multe neplăceri în viață pentru că nu și mai pot folosi membrele uh, superioare și o parte din membrul inferior, respectiv piciorul stâng, de asemenea uh, Cristina Ionescu, are o problemă cu el pentru că i-a fost făcut un transplant de nerv. Uh, celălalt băiat, uh, Vlad Coniac, nu va putea să mai muncească, cel puțin cu mâna pe care care o are în firmă, se va schimba și bineînțeles că și daunele vor fi într-un cuantum superior. Vlad Pascu ar putea fi acuzat de vătămare corporală din culpă în formă agravată. Putem discuta, să poate pune în discuție și o eventuală schimbare de încadrare în sensul agravării. Cu un spor de 2 ani, 3 ani. Eu cred că această expertiză trebuia făcută mult mai devreme, nu acum. După ce s-a terminat ședința, părinții victimelor s-au dus din nou la locul tragediei din 2 mai. Un nou termen a fost fixat pe 14 august, cu doar patru zile înainte de comemorarea unui an de la accidentul cumplit. Afli oriunde ai fi în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.